Când și-au reparat suprafața de joc, pandurii au preferat să nu instaleze și sistemul de încălzire, deoarece ar fi umflat nota de plată. Manualul de licențiere pentru acest sezon obligă însă echipele din Liga 1 să aibă un astfel de sistem. Pentru acest sezon, manualul de licențiere care este aprobat de UEFA și care se află în vigoare, impunea echipelor din Liga 1 care participă în campionat să dispună de un stadion care să aibă instalația de încălzire și erau niște condiții privind numărul de locuri acoperite pe stadioanele din Liga 1. Toate echipele din prima ligă sunt obligate să aibă sistemul de încălzire al gazonului pus la punct până la 1 noiembrie. Pandurii s-au decis să nu înceapă totuși lucrările pe timpul verii. Pentru noi această amânare pe care am și solicitat-o de altfel este binevenită. În prima pauză competițională, în maxim 10 zile, totul va fi rezolvat fără a crea probleme suprafeței de joc. Pentru că specialiștii din domeniu au spus că în acest moment nu era oportun să se intervină pe gazoane. Pentru sezonul 2013-2014, gorjenii mai trebuie să facă un efort considerabil. Trebuie să acopere minim 2500 din cele 9200 de locuri ale stadionului municipal. Acum doar 500 de locuri de la tribuna 0 sunt acoperite. În momentul de față, cred că nu dispune de mai mult de 5-600 de locuri acoperite. Deci va trebui să facem un efort. Iar la structura actuală a stadionului, cred că cel mai bine ar fi să încercăm o variantă la tribuna a doua. Dar, cum se spune, decizia aparține doar Consiliului de Administrație, pentru că este nevoie de bani.